Salutare, privitorule, dacă e prima dată când îmi auzi vocea, numele meu este Radu, iar eu voi fi ghidul tău în această prezentare a jocului Rise of the Tomb Raider. De ce? Pentru că îmi place foarte mult să mă joc, am făcut-o de când eram mic și nu cred că mă voi opri prea curând. Dacă îți place ceea ce fac, te rog să mă susții cu like, subscribe sau share. Eu îți mulțumesc de pe acum. Hai să ne jucăm Rise of the Tomb Raider. Hai! Hai să ne dăm pe sfoara asta, că noi în partea aia trebuie să ajungem. Ce-s alea? Ce-or fi alea? Nu știu, o să vedem acolo când ajungem. Ha. Ia! Shit! Ia! Cred că e aliat ăsta. Păi, acum spui? Ia stai să văd eu ce au avut băieții ăștia pe la ei, după aia vorbim. Ia spune, care e șmecheria? Who are you people? All that can come later. If you want answers, then listen close. We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. Ok, deci avem o misiune de asta, side mission, și nu știu dacă o să o fac sau nu, communications breakdown. Trebuie să-l ajutăm pe ăsta. O să le câștig încrederea. Hai. I'll keep an eye out for them. Good. You don't have much time. Optional mission indicator, auzi. Survival instinct can highlight locations. Ok, hai să vedem înainte să începem orice altceva. Ce-am ratat scara, m-am lovit la genunchi. Iți, ce mă doare! Mă doare reputația mai rău ca genunchiul. Ego-ul. M-am lovit la ego. Auzi lupii, bă. A, da, a, da, auzi lupii tăi. Ești ciobane afară din casă, că ne dă lupii târcoale, sau cum era. Ia să vedem, că nu știu de ce m-am urcat pe aici, dar am eu o curiozitate. Uită-te și tu, m-am urcat bine. M-am urcat bine! Îți vine să crezi, sunt sus pe turnul ăsta de apă, sau ce-o fi, cred că turn de apă e. Băi, ești nebun la cap. Ce ai făcut, frate? Ce aici? Ce sunt triunghiurile astea? Ce sunt? Puțin, mă. Puțin. Serios. Ia. Care, cum, unde și de ce? Deci astea sunt turnurile pe care trebuie să le distrug, nu? Mă, ce mă acolo? Pe acolo mă pot urca. Shit! Băi, ești nebun la cap cât te poți face. Ia, mă. A, așa. Mamă, dacă tot am ajuns aici, o să iau toate nebuniile astea. Gloanțe. Stai că... Optional challenge tomb nearby, auzi. Explore to find the entrance. Avem un mormânt prin apropiere. I've infiltrated the ranks of the enemy and learned that they come seeking the rich resources of the mountain. Okay, 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 okay. Știu că ai ceva important de zis, dar nu pot să te ascult acum. Missing gear. Opening this object requires the lockpick. Ne trebuie o leră. Să deschidem nebunia asta. Okay. O să ieșim pe aici. 2 șuruburi, sunt fericit când găsesc 2 șuruburi. Cum să nu? Ia să vedem, putem merge noi pe aici? Era o rocă pe aici pe care mă puteam urca. Aha, uite aici. Știam eu. Sunt curios să văd ce e aici, nu de alta. Că nu cred că trebuie să mă duc aici. A, uite, trebuie să mă duc în partea opusă chiar. Dar dacă am văzut chestia asta, chiar sunt curios să văd despre ce e vorba. Aha. Îl luăm întâi pe ăsta. A, sunt full de pene iar.
Îți vine să crezi, uite, lupii, băi, Ada! Ada, unde ești să vezi lupii tăi aici? Cum îi crești? Ia fi atent aici! Hai! Vine încoa? Gata, i-am liniștit. Hai să facem... Ah, nu putem face. Am luat acolo tot. Ok. Cam asta a fost toată șmecheria aici. Deci ne-am urcat pentru... nimic, aș putea spune. Da, cam pentru nimic ne-am urcat aici. Bine, nimic din jocul ăsta nu e nimic. Dar n-am luat mare lucru. Optional tomb nearby. Care e? Ah, hai că-l vedem după aia, întâi să vedem ce avem aici în turnul ăsta. Da. Deci ne putem da pe sfoară, până pe casă și apoi... Și apoi ce, mă? Mamă, cât de mare e jocul. Uite-te că... Deci unde vezi cu ochii, acolo te poți duce. Futu-i maica măsă. E prea lung. Opa, ia, am sărit! Este, mă, n-am murit, mă! Măi, ce, bă, ce picioare, mă! Era culmea să moară, nu? A, sunt full de pene, mă. Nu știu de ce mai dau astea jos. Stai că am găsit ceva aici. Fierbe. Ce Dumnezeului e aia? Păgerul ăsta fierbe. Deci nu putem lua asta. Dar am văzut o săgeată aici. Ia să vedem, poate găsim noi prizonierul înaintea lui Constantin. Aici cred că e tumb. Ăsta o fi tumbul? A, uite, putem să luăm și pielea căprioarei. Dar la asta nu merge. A, uite că am mers, bă, ce pizda, mă, simt, ca din aur apăsasem. Ce-au butoanele astea? Vorbă taie? Să bage nasul cu lăuaie. Scop pistolul aici, direct. Mă mai joc cu arcul. Challenges into darkness. Explore caves in Soviet installation. Mamă. 1 din 5. Deci trebuie să explorăm chestiile astea ca să facem challenge-ul. Care s-a activat automat odată ce am intrat în peșteră. Deci nu cred că o să o ard eu chiar așa simplu pe aici. Cred că mă întâlnesc cu alt urs. Ia. Deci în episodul ăsta se pare că vom face mai mult explorare. Magnesite ore. Explorăm câteva chestii și presupun că o să găsim foarte, foarte multe resurse. Și să nu mai zic de experiență. Pentru că trebuie să explorăm. Ia-ți! Vine! Nu mai vine. Așa, mă. Perfect. Aș fi tras cu arcul, dar încă nu m-am învățat prea bine cu el. Și stau foarte mult. Wow, câtă piele o să am. Îți vine să crezi? Mamă, abia aștept să fac update-uri. I-am deranjat și pe ăștia tot de la masă. Nașpa că n-am o lanternă ca să lumineze mai în depărtare. Trebuie să mă apropii de diferite lucruri pe care vreau să le văd. Ia. Licărea ceva aici, nu? Dar cred că pe partea cealaltă. Sau e bug? A, e de la joc. E de la ei. A, asta a fost? Peștera? It's... Trebuie să-mi activez nebunia aia ca să mă dau peste cap. Când sar de la distanțe mari. Ca să nu rup picioarele, nu de alta. Ia. Aici am deblocat challenge-ul. Și hai să facem chestiile astea pe aici. Uite, de exemplu, communication breakdown.
Aici avem tomb. Challenge tomb. Mergem în direcția asta și poate dăm și de tomb. Nașpa că nu pot să pun marker pe astea verzi. Chiar nu poți. Nu poți. Da, hai și mergem. În direcția asta. Da, uite, am văzut un communication tower aici. Pe ăsta. Wow, e imens. Abia mă învățasem cu prima planșă. Mă învățasem pe aia pe acolo. Pe unde să mă duc și pe unde să mă întorc. Și acum mi-a dat-o pe asta. Trebuie să o învăț și pe asta acum. Și trebuie să-i dau mereu pe buton ca să văd pe unde sunt și unde trebuie să mă duc. Deci câte towers avem? Wow, stai că am mai găsit muniție la asta. Ah, mișto. Mișto. Am auzit iar mărit și cred că e de lup. Că de altceva n-are... Ah, nu e mărit. Așa, 1 din 5. Ce e ăla acolo? Ha, m-a speriat un pic. Un telefon. Unde se intră, frate, aici? Aș intra aici. Îmi vibrează triggerul din dreapta, dar nu știu de ce. Da, deci nu pot intra acolo, chiar nu pot intra acolo. Nu. No. Cred că se intră pe sus, pe undeva. Ia, că am văzut ceva aici. Wow, și din nou o zic. Abia aștept să apară jocul ăsta pentru PC. Sunt foarte, foarte curios. Deja am văzut o știre că în 2018 o să apară PlayStation 5 și Xbox 2. Am găsit o bucată din Ark Compound. Și vă dați seama dacă apar noile console în 2 ani de zile? Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că nu mai fac față deloc. Și nu știu de ce iau pene pentru că tot n-am unde să le bag. Ia să vedem pe aici. Oricum n-ar fi corect față de utilizatorii de Xbox One și PlayStation 4. Să-i pună din nou să cumpere console. Ar trebui să le dea o consolă la schimb. Să te duci cu cea veche și să... Te mă pot urca pe acolo și să-ți dea alta la schimb. Map updated. Point of interest revealed. Aha. Uite aici. 2, 3 și 4. Astea sunt și avem și cave aici. Păi ce mai l-a dat la vale, oameni buni? Hai să intrăm în... În tomb, în mormânt, să vedem despre ce e vorba. Aprinde. Turn on the light. Shit, lup iar. Hai. Scurt pe 2. Ah, uite, am făcut și pe... Doamne, ce m-am speriat! Unde ești? Ce să umori, frate? Stai să mă vindec! Gata, am fugit de aici! Am fugit! Shit! Mamă, câți au fost aici? Mamă, câți au fost! Wow! Mamă, ce mi-au dat-o lupii ăștia aici, frate! Shit! Mamă, câți au fost, frate, aici! Trebuia să fi tras eu cu arcul, cu o săgeată de-aia, cu o travă și căsăpeam. Mamă, ce m-am speriat! Ah.
Ia mă, ce e aici? Magneziu. Așa o să-i zic, ăsta e magneziu. Așa. Iar s-a auzit un chirlit. Ce-am învățat? Map updated, secrets revealed. Mamă, dacă mă mai ia vreun lup de la pe la spate, nu știu ce fac. Dar cu siguranță o să fac chestii futute. Nu mai am unde să iau. Dar eu nu pot face mai nimic. A, asta a fost căsuța lor? Pentru asta m-am chinuit eu? Hai, fă-i... Mă pune să apăs pe RB, dar nu merge. Îți vine să crezi? Cred că am văzut un communication tower aici. Uite-l. Mergi pe lemn, te rog, mergi pe lemn, te rog. Uite-l aici, perfect. Mai avem 3 bucăți. 3 turnuri. Uite-l. L-ați văzut unde e? Ia uite-l unde e. Sus pe vârful muntelui. Dar nu e nicio problemă, o să mergem acolo pentru că noi suntem Lara Croft. Noi nu suntem oricine. Și e foarte mișto că suntem Lara Croft. Alt caracter chiar nu voiam. Hai, Lara, nu mă dezamăgi. Am zis că alt caracter nu voiam. Desfăcut e asta, mulțumesc, n-ai pentru ce, stai liniștită. Și am găsit un tomb iară. Ha, de data asta scoatem, hai să facem un craft. 2. Încă una. Nu mai am. Și le dau, dacă mai întâlnesc. Ia, missing gear. Pf, trebuie explozibil pentru blănile alea de acolo. Hai, hai, mai repede un pic. Uite, o cărpioară. Ce asta? A, e stag. Ce rahat. Nu pot sări de aici, foarte mișto. Trebuie să cobor pe scară. Dar nu, uite, ia stai-mă puțin. Așa mă, fata, păi dacă nu vrei să cobori pe scară, coboară pe aici, iată, iată. Iată. Super, muniție. Am găsit muniție. Ce mai e pe masa asta pe aici? Ceva interesant? Nu, dar mai e un cufăr aici. Rusesc. Dasvidania. Am găsit 3 din 4 bucăți de pistol. 3 bucăți. Da. Hai să ne tirăm din casa asta. Hai la următorul. Negabari Paruski! Pleacă, pula mea. In that way. We have to go. In God we trust. Ok. Continuăm. Ah, și acum cum anulez? Gata. Pe Y pot să anulez săgeata, să nu mai trag degeaba. Auzi, lupii? Nu-mi place. Au urletul ăla urât rău. Să chinuiesc așa, nu știu. Ok. Uite-i. Ăla era iepure. El era iepure, slavă Domnului. Ok, hai să vedem unde e următorul. Uite la acolo, communication. Dar cum ajung eu? Maybe there's a way to get up to the old prison. Da? Serios? Ce crezi că încerc eu, Lara, să fac aici? Crezi că nu încerc să te trimit acolo? Ok. Hai să coborâm, ce Dumnezeului să facem. Așa.
Dar eu nu vreau să mă duc în partea aceea, vreau să mă duc în partea asta să văd dacă putem urca pe aici. Da. Mai încercăm. Pentru că până la urmă noi acolo trebuie să ajungem. Am lovit. Uite, am călcat. Sau nu știu ce am făcut porumbelului și l-am omorât. L-am călcat. Gata. Garrett. Hai, urcă. Hai, pisoiașul meu drăguț. Serios? Da, pe aici trebuie să mergem. Ocolim toată stânca asta. Jump! Bravo, fate, bravo. Pene nu mai putem lua. Intrăm prin crăpătura. Dumnezeule mare. Vai, cât de fain e. Așa. Superb. Hai. În direcția asta trebuie să mergem. Aud lupii. Cred că ne apropiem de ei. Nice view. Ok. Uite beacon-ul. Am pisica trează și se joacă cu o hârtie. M-am și speriat cu am auzit un căști. Cred că au auzit și voi. Am ajuns. Uite, nu se poate agăța dacă încerc să sar. Ca să se prindă cu mâinile, nu se prinde. Trebuie să urc așa, pas cu pas. Vorba lui Klaus Iohannis. Și mai avem două bucăți. Care unul e acolo și al doilea unde este, Doamne? Ia să vedem noi pe hartă unde ar fi. Deci e ăsta aici, am înțeles. Uite, sunt unul lângă altul. E unul acolo și unul aici. Hai. Că în direcția asta trebuie să mergem pentru ambele. Am înțeles. Eu să nu rup gâtul dacă sar de aici. Așa că o să sar aici. Mamă, dacă ea și vedea, ar fi super dacă aș vedea nenorociția de lupi. Hai să coborâm și aici, ușurel. Hai. Optional challenge, tomb nearby, explore to find the entrance. Păi uite-l aici, nu trebuie să mai explorez nimic, sunt chiar la intrare. Patru din cinci, mai avem unul. Hai să coborâm și să vedem ce e în mormântul ăsta. Lup ce să fie, că ăștia urlă ca nenorociții. Mamă, să vezi ce săgeată cu o travă le dau. Deci eu nu mai intru nepregătit aici. Data trecută am intrat nepregătit și mi-am luat-o rău. Fraierul de mine mi-a scăpat degetul, dar uite, mai am aici o ciupercă. Mai trebuie două. Mi-a scăpat degetul adineori. 3 din 5 explorate. Serios? Nu văd niciun lup. Pare să fie liniște. Hai să le furăm repede resursele. Că aici ei sunt stăpâni. Două bușcăți. Da, așa aici trebuie să facem niște upgrade-uri arcului ca să putem trage chestia asta. Missing gear. Într-adevăr. Da, hai să ne mai uităm să vedem ce mai e pe aici și ce putem lua acum cu puterea pe care o avem. Bun. Am prăpărit o săgeată cu o travă pe pietre. Așa, unde e beacon-ul? Uită-l acolo, ia să vedem pe unde ne putem urca noi. Și cred că am și văzut unde. Avem ceva pe lângă ăstea? Nu de altă, dar să le luăm acum. O să mergem în direcția aia și nu o să ne mai întoarcem pe aici prea curând. Sau cel puțin sper. Așa.
Ideea e că mă grăbesc eu pentru că aș putea lăsa-o să meargă așa pas cu pas pe rocă sau pe gheață, dar eu aș vrea să mă grăbesc, uite, să mai sar așa, să câștig ceva timp. Înțelegeți voi? Oh, camp! Ce drăguț! Super tare, mă bucur că am găsit un camp. Dar nu știu cine face focurile astea și cine le lasă aprinse și nesupravegheate. Maybe I can find Constantine's prisoner. He must know something. Return to Remnant General. Cred că Remnant General era tipul ăla care a omorât pe aia doi când am început misiunea asta. Mai e ceva pe aici? Hai să facem ceva update-uri. O să le facem rapid. I hope you received my last tape in good time. I am becoming increasingly fond of recording these messages to you. Anna says that I need time away from my books and papers every so often, if only to remember why I'm doing all this. I know you hate me going away, but it will be worth it one day. It will all be worth it. Sending my love to you. Work hard in school. I know your work was important. Didn't feel like it at the time. Still, it taught me independence, how to look after myself. Important lessons, as it turns out. A devenit, tatăl Larry a devenit dependent de mesajele alea înregistrate pe reportofon. Aici am făcut toate update-urile. Ah, uite, Rate of Fire mai avem de făcut la arc. Dar nu facem. La pistol putem face ceva update-uri. Revolver și Rattlesnake. Care o fi Rattlesnake? Ce-i ăsta? Rate of Fire, Recoil Stability. Shit. Și ăsta ce e? Wrapped Handle. One-handed grip allowing for dual wielding melee attack. Hai să-l luăm. Fiți atenți că mai avem. Avem și la pistol. Și la pistol avem Recoil Stability pe care îl luăm. Putem să-l luăm și pe ăsta, dar hai să facem și la arc 1. Gata, astea au fost. Ei mâncăm, îi mâncăm. Hai să ne întoarcem la tipul ăla. Să vedem unde este. Cred că acolo. Ia, hai pe aici. Oare se poate urca pe aici? Yes, super. Ia-ți! Super tare, mă bucur că se descurcă fata. A, așa. Serios, cât avem de urcat? Îți vine să crezi? Da, hai să urcăm, nu? Până la urmă nu e nicio panică. Shit! Ce e asta? Mamă, ce-a fost aia, frate? Cădeam în hău. Cădeam în hău. Avem de urcat. Avem de urcat, avem de urcat. Am uite, putem să urcăm pe aici mai repede. Hai că suntem bine pe aici. Stai că am văzut o cutie. Bun, 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 bun. Mai e una aici. Da, stai că trebuie să fiu prin fața ei, că altfel nu deschide pe lateral, nu-i place. Ea deschide cutiile numai pe prin față. Ce e aici? Hai să urcăm pe ăsta. Hai, urcă! Așa. They get the radio tower repaired? Shit! Not yet. I don't think any of the techs thought they'd be repairing a 50-year-old comlink. Well, they better figure it out. You're new with Trinity, right? First contract. Had a few mates who vouched for me. Don't screw this up. Best pay you can find, but they will not tolerate mistakes.